Rezistă pentru că rezistă ideea de bază, care este ideea unității. Aș putea formula atunci, reformula ce ați spus dumneavoastră, domnule profesor, în felul următor. Mitul este cristalizarea unei așteptări sau unei proiectări simbolice care corespunde unei nevoi reale a unei comunități asupra fie a unei întâmplări istorice, fie asupra unei persoane. Exact, perfectă definiție. Și această cristalizare este solidă și are proprietatea că produce efecte în istorie. Deci, din punctul ăsta de vedere, e perfect adevărată. Dar da, produce efecte chiar mai puternice decât un fapt real, fiindcă, în fond, ce se află în mintea oamenilor este adesea mai semnificativ, mai activ, cu influență mai puternică asupra vieții lor decât, eu știu, realitatea materială în care ne aflăm. Da. Spiritul, până la urmă, domină în istorie, orice s-ar zice. Continuitatea, de exemplu, în discursul istoriografic românesc, funcționează ca un mit extraordinar de puternic.